copil de 13 ani în Galați a fost tâlhărit și bătut de un grup de agresori în timp ce se întorcea acasă de la școală. Poliția încă îi caută pe cei care au făcut asta. Mai mulți hoți au fost reținuți în capitală după ce deghizați în femei ar fi furat de la alți bărbați bani și bijuterii. Dezastru în bucătăria unei cantine școlare din Timișoara. Inspectorii au găsit acolo mizerie și au pus lacătul pe ușa. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Un copil de 13 ani din Galați a fost tâlhărit în timp ce se întorcea acasă de la școală. Băiatul a fost atacat de un grup de agresori în spatele unui bloc într-o zonă în care nu funcționează iluminatul public. După ce l-au bătut și au furat banii, agresorii au dispărut. Poliția îi caută acum pe aceștia, dar deocamdată nu are niciun suspect. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc puțin înainte de ora 20. Pentru a ajunge acasă, copilul trebuia să treacă printr-o zonă în care iluminatul public nu funcționează. A fost atacat de un grup de 6 delincvenți juvenili, fiind maltratat, bătut și ulterior deposedat de o sumă de bani. Se cunoșteau? Nu. Pur și simplu s-au întâlnit pe stradă, într-o zonă întunecată. Tinerii, după spusele lui, ar fi între 16 și 19 ani. Tatăl băiatului a povestit îngrozit cum a fost atacul căruia fiul său i-a căzut victima, chiar de două ori. Ei au cerut prima dată bani, după care el a reușit să fugă. În prima fază l-au și lovit. L-au urmărit, l-au prins din nou și l-au lovit iar. Și atunci s-a întâmplat actul respectiv. A fost lovit în față, în zona feței, cu pumnii, de două ori, de către doi indivizi. Deși zona în care a avut loc atacul pare a fi liniștită, este vorba de fapt doar despre aparență. Aici își fac veacul mai multe găști care interacționează de multe ori violent, atât cu copiii cât și cu bătrânii. De ce? Nu, cum să ne mai mire? Am înțeles că toți copiii în zona au pățit-o. În ziua de azi nimic, pentru că sunt foarte mult drogați. Să ia și de bătrâni? Da. Până din la 11 noapte. Aici, în zona școlii, prin colo, că ieși și liceul ăla, umplă. Fac scandal, fac gălăgie. Din păcate, polițiștii nu au deocamdată niciun suspect. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitatea împrejurărilor în care s-a săvârșit fapta, identificării autorilor și luării măsurilor legale care se impun. Polițiștii fac apel la populație să anunțe imediat la numărul de urgență 112 dacă sunt victime sau martori ai comiterii unor infracțiuni. În acest moment, la poliție nu mai este nicio plângere în afară de aceasta, însă pe rețelele sociale, la postarea tatălui copilului tâlhărit, mai mulți localnici s-au plâns că au pățit incidente asemănătoare. Mai mulți bărbați deghizați în femei au fost reținuți după ce ar fi furat bani și bijuterii. Aceștia ar fi atras alți bărbați în apartamente închiriate din București sub pretextul oferirii de servicii sexuale contra cost. Ei sunt cercetați pentru proxenetism acum. Cu detalii însă despre acest subiect vine colegul meu Cristian Cosmaciuc. Bună seara, Cristian! Cum acționau indivizii? Bună seara, Marius, bun găsit tuturor. Potrivit unor surse din anchetă, cei 5 suspecți publicau pe un site anunțuri cu serviciile pe care le ofereau. Ar fi atras astfel bărbați în apartamente pe care le închiriau, iar în momentul în care aceștia nu erau atenți, le-ar fi furat diferite sume de bani. Mai mult, unul dintre bănuiți, după prima faptă în care ar fi acționat în acest mod și ar fi furat 7.000 de lei și mai multe bijuterii din aur, ar fi pătruns apoi chiar în locuința aceluiași păgubit, de unde ar fi furat mai multe sume de bani și ar fi lovit o femeie. Prejudiciul total pe care aceștia l-ar fi făcut din noiembrie anul trecut și până în prezent depășește 33.000 de lei. Suspecții au vârste între 22 și 38 de ani și sunt atât travestiți cât și transgender. Atât în anunțurile din mediul online, cât și în momentele în care se întâlneau cu victimele, ei se deghizau în femei. Polițiștii din capitală au făcut percheziții la locuințele acestora. La audierile de la secția 14 din capitală au fost duși 8 suspecți, între care 5 au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Bărbații sunt acuzați de furt calificat, tentativă la tâlhărie calificată, tăinuire și proxenetism. Acestea au fost informațiile. La revedere! Inspectorii OPC au închis o cantină școlară din Timișoara din cauza mizeriei de nedescris pe care au găsit-o acolo. Ce au spus cei care ar fi trebuit să se asigure de curățenia locului? Aflați în câteva minute la Focus.
Tavanul unui supermarket s-a prăbușit în capitală și o femeie a fost prinsă sub dărâmături. Victima, în vârstă de 70 de ani, a fost transportată la spital cu răni minore. În magazin mai erau 10 persoane care au reușit să scape la timp fără să fie rănite. Incidentul a avut loc la un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu din sectorul 3 al Bucureștiului. Femeia este acum în stare stabilă la spitalul Pantelimon din București. Inspectoratul pentru situații de urgență a trimis 2 auto speciale de stingere și un echipaj medical la fața locului. O tânără din Timișoara a ajuns la spital după ce motocicleta pe care se afla a fost spulberată de o mașină care venea din spatele ei. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara și a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se vede cum motociclista a circulat liniștită, dar la un moment dat un autoturism a venit din spate cu viteză și a lovit-o violent. Din impact, tânăra motociclistă a fost proiectată în autoturismul care circula în fața ei. Victima a ajuns la spital, iar șoferul vinovat este cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă. Imagini incredibile au fost filmate pe autostrada A7 din județul Bacău. O dubă care transporta lemne circula cu viteză pe contrasens, existând în orice moment riscul producerii unui accident. Mai mulți șoferi au atras atenția cu farurile conducătorului autoutilitar, dar acesta și-a continuat deplasarea. Aventura lui pe contrasens a fost filmată, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale și la poliție, bineînțeles. Oamenii legii îl caută acum pe șoferul care, cel mai probabil din neatenție, a intrat pe autostradă pe contrasens. Dezastru în bucătăria unei cantine școlare din Timișoara. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit acolo o mizerie de nedescris și au decis suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. În urmă cu 2 săptămâni, o altă cantină școlară din Timișoara a fost închisă din același motiv. Până acum nu a fost redeschisă. De la Timișoara însă Ovidiu Vărădeanu vine cu mai multe amănunte. Bună seara, Ovidiu, te ascultăm! Bun găsit, gândaci, șoareci morți, mizerie, cruntă, tencuială care stă să cadă și alimente ce nu aveau voie să fie consumate. Toate astea le-au găsit inspectorii OPC la cantina Colegiului Tehnic Henri Coandă din Timișoara. Controlul a avut loc în urma unei reclamații. De altfel, inspectorii au filmat dezastrul descoperit. Printre deficiențele găsite se numără zugrăveală exfoliată și căzută peste tot, mucegai la ferestre, rugină la tocăria din bucătărie, geamuri sparte sau ciobite. Mai mult, frigiderele erau neigienizate cu depuneri de praf și mucegai. În sala de mese și în depozitul de alimente au fost găsite capcane de răzotare cu șoareci în ele, iar în alta, 10 de insecte și gândaci de bucătărie. Spălătoria era amenajată într-o clădire cu un grad avansat de degradare, cu pereți, cu tencuială căzută și cu numeroase crăpături. Probleme au fost găsite și în ceea ce privește mâncarea gătită. Preparatele calde erau, de fapt, la temperatura camerei, deși trebuiau să aibă 60 de grade, iar brânza era ținută la minus 2 grade pentru că lipsea o ușă de la congelator. Inspectorii au aplicat o amendă de 3.000 de lei și au decis oprirea temporară a activității în cantină până când nu vor fi remediate deficiențele. Mai multe produse au fost oprite definitiv de la vânzare. Este cea de-a doua cantină închisă în ultimele 2 săptămâni. La mijlocul lunii a fost oprită activitatea la cantina Liceului Silvic din Timișoara. Acolo, inspectorii OPC au găsit materii prime cu termen de valabilitate expirat, excremente de rozătoare, cuptoare murdare cu depuneri de grăsime și pereți de pe care pica tencuiala. Atât deocamdată de aici. La revedere! Sănătatea pusă pe masă. Cum știm că ne hrănim sănătos? Hrana de la bio la procesat. Astăzi la Focus. Modificările fiscale au distrus regimul de impozitare al micro-întreprinderilor și dau bătăi de cap uriași antreprenorilor, se plâng aceștia. Mulți se gândesc să renunțe la afaceri din cauza poverii fiscale. În ultimii ani, sute de mii de firme mici au fost închise sau acum plătesc taxe duble. Autoritățile spun că regimul fiscal era mult prea relaxat și țara noastră se transformase într-un paradis fiscal.
La finalul anului 2020, numărul micro-întreprinderilor înregistrate în România depășea 1 milion. Jumătate dintre ele au dispărut în ultimii 3 ani ca efect al schimbărilor fiscale adoptate de executiv. Asta nu înseamnă că toate aceste companii au dat faliment. Multe dintre ele au pierdut regimul de micro și au început să plătească taxe și impozite duble sau triple față de anii trecuți. În momentul de față este de așteptat ca alte 150.000 de companii să piardă regimul de impozitare special al micro-întreprinderilor în anul 2024. Asta pentru că guvernul a șters multe portițe de optimizare fiscală și a introdus noi legi, precum e-factura, e-sigiliul sau e-transport, spunând că așa va colecta mai mulți bani la buget. Statul clamează că de ani de zile schimbă lucruri tocmai pentru a scădea această economie la gri, negru sau cum vrem să o numim. În realitate însă ea crește în mod constant. Mediul de afaceri este în secolul 21, statul și politicile publice sunt în secolul 20. Au rămas în urmă și nu înțeleg de fapt viteza și felul în care economia funcționează. O companie este considerată micro-întreprindere dacă respectă anumite condiții specifice, printre care și un plafon de venituri. Acest plafon a crescut de 15 ori în perioada 2015-2018, conform unei analize a Consiliului Fiscal. Pragul pentru micro-întreprindere era de 65.000 de euro în anul 2015 și a ajuns la 1 milion de euro în anul 2018. În prezent este 500.000 de euro, însă Comisia Europeană și-ar dori un prag de 10 ori mai mic, de 50.000 de euro. Noi, Consiliul Național al IMM-urilor, ne opunem la tot ceea ce înseamnă din nou schimbarea pragurilor pentru micro-întreprinderi. Nu e posibil ca după 3 ani de zile să vorbim din nou de schimbarea acestui prag. O oportunitate de creștere pentru aceste companii sunt fondurile europene sau guvernamentale. Unele proiecte eligibile pot primi finanțare nerambursabilă de 70, chiar 80% din valoarea investiției. Avem câteva miliarde pe masă în următoarele 6 luni și sfatul meu este să nu le rateze antreprenorii, pentru că e greu să te duci să te împrumuți la bancă. Dobânzile sunt destul de ridicate. Dacă ne uităm la dimensiune, cred că 60-70% din piața de IMM-uri în România înseamnă companii cu cifre de afaceri până în 200.000 de euro. Surse guvernamentale spun că este de așteptat ca pragul pentru micro-întreprinderi să fie modificat anul viitor. Splendoare în iarbă într-o comună din inima țării. În pragul campaniei electorale, o iubire intensă, dar interzisă, s-a consumat între autoritatea locală reprezentată de primar și o alegătoare din comună. Vigilenți, oamenii locului au vegheat la bunele moravuri și au surprins cum veghează autoritatea islazul comunal. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ce faceți, domn primar? Domn primar! Cu pantaloni în vine, așa l-au prins alegătorii din comuna mureșană Miheșu de Câmpie pe primarul lor. Oamenii au văzut pe câmp mașina care aparține primăriei și s-au îndreptat spre ea. Bărbatul întreținea relații sexuale cu o angajată a primăriei în mașina instituției, deși ambii ar fi trebuit să fie la program. Mă, nu vii rușine, mă! Mă, timpul serviciului, mă! Postază destul de imorală și am vrut să demonstrăm cetățenilor ce face dânsul în timpul programului. Speriat de consecințele prinderii sale, în fapt, primarul a demarat în trombă cu mașina. Vezi că n-ai permis, nu poți să conduci. Că n-ai permis, bă, la ei, bă! Imaginile filmate de sătene au fost văzute de toți locuitorii comunei. Unii cred că este o înscenare, alții au rămas șocați când l-au văzut. Nu se așteptau la așa ceva de la edilul lor. Și totuși, unii știau ce se întâmplă, iar acum au prins momentul să le arate tuturor cine îi păstorește. Toată lumea blamează, jignește. Toți sunt oameni de nimic, numai el e cel mai important om din sat. Este un om care nu ar merita să stea într-o funcție de conducere. Este un om răzbunător, un dictator. Folosește primăria ca o jucărie proprie. Așa nu mai putem continua. Pentru ceea ce au făcut, primarul va trebui să suporte consecințele legii. Specialiștii spun că întreținerea de relații sexuale în spațiul public înseamnă ultraj contra bunelor moravuri, fiind o faptă penală, pedepsită de legea penală. Mai mult,
Momentul în care se folosește și un bun al avutului public, al instituției unde se lucrează, se poate discuta în cele din urmă, poate la un moment dat chiar și despre un abuz în serviciu, respectiv folosirea acelui autoturism în scopuri personale sau poate chiar și folosirea funcției în așa fel încât să mergem către o zonă de infracționalitate. În consecință, primarul din Mihăiu de Câmpie ar putea să răspundă în fața magistraților pentru mai multe infracțiuni. Păcălită de un escroc care s-a dat a fi celebrul Brad Pitt, a pățit-o o româncă din Spania. Acum a convins-o bărbatul să-i dea sume mari de bani. Vă spun în câteva minute la Focus. În doar 3 zile, România intră în Schengen cu spațiul aerian și cel maritim. Controlele la frontieră vor dispărea în mare parte, însă va apărea un nou tip de verificare. Călătorii vor fi controlați aleatoriu în aeroporturi până la îmbarcare cu o aplicație specială. Astfel vor fi depistați cei cu acte false, cei care nu pot părăsi țara sau sunt urmăriți. Mai mult, polițiștii vor patrula și prin orașe și vor controla oamenii. Air Schengen aduce schimbări importante pe aeroporturile din țară. Începând de duminică, vor dispărea controlele la frontieră pentru cei care călătoresc către sau din spațiul de liberă trecere. Aceste ghișee, care astăzi sunt și pentru Schengen și pentru non-Schengen, vor funcționa începând de duminică numai pe fluxul non-Schengen. Această situație nu impune nicio obligație suplimentară pentru pasageri. Obligațiile suplimentare sunt exclusiv în sarcina autorităților. Tonetele de control la frontieră își vor schimba însă locația. Ele se vor regăsi aproape de capătul zonelor cu porți de îmbarcare. Cei care merg către sau vin din țări Schengen pot fi totuși în continuare controlați. În tot acest traseu, parcurs, ei vor putea fi verificați de poliția de frontieră, echipajele mixte ale poliției române, jandarmeriei române și inspectoratului general pentru imigrări. Echipajele care vor patrula în aeroporturi vor controla aleatoriu călătorii. Pentru asta vor folosi o aplicație specială. Va avea documentul prezentat de pasager, dispozitivul cu dispozitivul pe care îl va pune deasupra documentului, va prelua, ați văzut, în mai puțin de o secundă, va prelua datele. Am primit în aproximativ 3 secunde răspunsul. Colega, așa cum observați, nu sunt probleme legate de pasageri. Sunt în scopul depistării celor care au acte de călătorie false, a celor care au interdicții de a părăsi țara, pentru depistarea persoanelor urmărite, respectarea regulilor privind însoțirea minorilor, un aspect foarte important, combaterea migrației și a traficului de persoane. Polițiștii de frontieră și jandarmii vor face astfel de verificări și în afara aeroporturilor. Se scanează chipul, practic se verifică semnătura electronică și se observă că este vorba despre o doamnă, adică în momentul acesta, practic, colegul nu este un bărbat, nu ar putea să aibă un document cu fotografia unei doamne și chipul al unei doamne. Se schimbă și regulile pentru străinii care locuiesc în România. Orice cetățean străin care dorește, se află în ședere legală în România, cu un permis de ședere valabil, poate călători în țările Schengen pe perioada de valabilitate a permisului sau a vizei, dacă nu are permis. Începând de duminică, România va intra în Schengen și cu porturile maritime. Dacă în cazul navelor comerciale nu se schimbă nimic, controlele de frontieră pentru vasele de croazieră vor dispărea. Pentru pasagerii și echipajele de pe navele de croazieră, care pleacă dintr-un stan Schengen și vin în România, fără a opri pe traseu într-un stat non-Schengen, nu se va mai efectua control de frontieră. Anul trecut, cursele Schengen au reprezentat 2/3 din totalul zborurilor din sau înspre România. Minivacanța de Paștele Catolic a blocat din nou vămile din vestul țării. Mulți români au profitat de aceste zile libere, chiar dacă nu sunt catolici, și au venit acasă la rude. Este un motiv de bucurie, spun românii din diaspora, pentru că mulți dintre ei vor lucra de Paștele Ortodox.
Apropierea Paștelui Catolic este semnalul că sute de mii de români încep să se întoarcă acasă. Traficul din Vama Nădlac 2 este din ce în ce mai aglomerat, iar timpul de așteptare pentru trecerea frontierei crește. A fost suplimentat personalul Poliției de Frontieră, care își desfășoară activitatea la controlul documentelor, și în funcție de dinamica traficului vor fi suplimentate arterele de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere. De asemenea, menținem permanent legătura cu autoritățile de frontieră maghiare în vederea dispunerii unor măsuri comune de fluidizare a traficului. Mulți români au primit liber de Paștele Catolic și vor munci în timpul celui ortodox. Ce veți face? Veți sărbători aici Paștele? Sau... Da, la frați, mătuși, să mai mâncăm și noi pâine de casă. Și mai ce? De ce ne alină dorul de casă. Ne-am cam săturat de străinătate. Tot e bine, dar... Nu te simți bine când nu ești în casa ta. Apucat să mai veniți și de Paștele Ortodox? Nu cred, pentru că cu lucru nu putem să luăm atâta vacanță, din păcate. Trebuie să lucrăm, să muncim mai mult. Foarte mulți români și cu mare drag se întorc acasă de sărbători. Deja plină Vama. Mai mult decât plină. Polițiștii de frontieră au deschis 3 benzi la intrarea în țară pentru fluidizarea traficului, însă le recomandă românilor să se informeze din timp cu privire la traficul din Vama. Și să consulte aplicația Trafic Online, disponibilă pe pagina de internet a Poliției de Frontieră, unde pot vedea o medie a timpilor de așteptare din punctele de trecere, astfel încât în momentul în care se apropie de graniță, să poată preselecta un punct unde timpul de așteptare este mai scăzut. Peste 6 milioane de români locuiesc în afara granițelor țării. O româncă din Spania a crezut că i-a dat bani lui Brad Pitt și a rămas fără 1300 de euro. Excrocul din mediul online a contactat-o pe femeie pe TikTok și a invitat-o să facă parte dintr-un grup VIP. A convins-o după ce i-a trimis o poză cu un permis de conducere fals. That's the way it is with men and women, isn't it? What's the way? Nothing lasts. Yeah, I agree. So you're a one-girl guy. Yes, I am. That's right. Right. Looking for her right now, actually. Who knows, you might be her. Așa a crezut probabil și Elena Cornea. Are 62 de ani și locuiește în Spania de 12. Povestea înșelătoriei a început în momentul în care i-a scris pe TikTok un bărbat, care s-a dat drept celebrul actor Brad Pitt. I-a spus că, dacă va deveni membru VIP, va putea să meargă la evenimente fastoase și să devină chiar ea o vedetă. Mi-a înscris bio la porona tarjeta de membresia VIP cu senior actor Brad Pitt. Todo es falso. Se documentó con su permiso de conducir, dice, no, Brad Pitt. Sí, tenía mis datos de la sustitución, de aquí me se trae todo. După ce i-a dat datele personale și 300 de euro, cei doi au conversat pe WhatsApp, unde ex-crocul i-a spus că îi va trimite un colet cu 50.000 de euro și diverse obiecte. El ahora me prometió un regalo. ¿Puede ayudarte? Financiar. Qué bien habla. Que mucho me ama. ¿Cómo se dirigen? Uy. A ver, a ver. Con corazonitos, besitos. Oh. Entonces la técnica es irle... Sentimental. Se jugar mucho cu sentimentos la gente. După câteva zile, bărbatul i-a scris că pachetul e blocat la Vama și e nevoie de 1000 de euro pentru a ajunge la ea. Deși spune că a avut suspiciuni, femeia i-a trimis banii. Poliția zice că e mai grave. Ce pasă? Porque es suplantación de identidad, robo, son más, e una crime. Cazul ei este acum anchetat de Garda Civilă din Spania. Polițiștii cred că autorul ar fi din Filipine. El este greu de identificat și s-ar putea ca banii să nu poată fi recuperați. Veste bună pentru șoferii români. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care se prelungește cu 3 luni plafonarea tarifelor RCA. Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii iunie, tarifele de referință pentru asigurarea obligatorie nu se vor modifica. Cea mai scumpă asigurare o vor plăti șoferii cu vârsta sub 30 de ani, care conduc o mașină cu capacitate cilindrică de peste 2500 cm cubi. Cea mai ieftină asigurare va fi cea pentru șoferii cu vârsta cuprinsă între 51 și 60 de ani, care conduc mașini cu motoare sub 1200 de cm. În România, 3 din 10 mașini nu au poliță RCA, arată statisticile oficiale.
Chiar dacă nu s-a dat încă examenul de bacalaureat, elevii de clasa a 12 au deja posibilitatea să se înscrie la facultate. Universitatea Politehnică din București a început, de exemplu, preadmiterea. Unele facultăți scot la concurs peste 60% din locuri. La unele specializări se intră pe bază de dosar, iar la facultăți precum automatica sau electronica se dă examen. Preadmiterea din acest an este o preadmitere pe întreaga universitate, adică pe cele două centre universitare, București și Pitești. Avem și la Pitești preadmitere pentru Centrul Universitar Pitești. De 4 ani, Universitatea Politehnică organizează preadmitere, iar mulți dintre studenți s-au înscris în acest fel. La cele mai multe dintre facultăți se intră pe bază de dosar. Dosarul în ce a constat? A constat în 2 recomandări de la profesori. Eu am ales matematică și informatică de la profesorii mei din liceu, plus mediile din liceu de la matematică, respectiv informatică. Cei care fac voluntariat pot adăuga această activitate la dosar. Eu sunt voluntar la ISU Prahova, voluntariu pe autospecială SMURD și fac și voluntariat la Fundația Județeană pentru Tineret Prahova. A ajutat la dezvoltarea mea personală, adică nu mai sunt introvertită, pot să vorbesc liber cum și cum vedeți și îmi place foarte mult să mă implic. Există și facultăți unde se dă examen în preadmitere, automatică și calculatoare, dar și electronică și telecomunicații. Examenul de admitere se organizează sâmbătă 20 aprilie, iar înscrierea se termină pe 14. Noi scoatem în preadmitere cam 60% din numărul total de locuri la buget. Concurența a variat între 15 loc și 1,5 pe loc, în funcție de ca prima opțiune. Dar media e cam de 2 pe loc. Anul trecut am avut la calculatoare, spre exemplu, o concurență de 11 pe loc. Anticipăm și anul acesta aceeași concurență. La Pitești, cea mai mare concurență este la sport, kinetoterapie și asistență medicală. Olimpicii, la nivel internațional, sunt admiși direct, fără dosar sau examen de admitere. Am intrat la facultate anul trecut prin procesul de preadmitere. Eu, fiind olimpic la robotică, mi-a fost foarte ușor să ajung aici prin acest fel. Noi lucrăm pe partea de IT în zona industrială, practic programăm roboți care lucrează în fabrici. Nu știu dacă știți, acele brațe industriale care lucrează în întreprinderile mari, noi ne ocupăm cu acestea. Dacă trec de preadmitere, tinerii mai au nevoie de un pas, să obțină diploma de bacalaureat, indiferent de medie. Cel mai bun elev din lume la aritmetică mentală este un român. Are numai 8 ani și a cucerit aurul la toate olimpiadele organizate în ultimii ani. Îl cheamă Iustin Petcu și învață la școala Tudor Arghezi din Năvodari. Cairo, Egipt 2022. Iustin câștigă premiul cel mare la Olimpiada de Matematică pentru clasa 1. Explozia de bucurie surprinsă în imagini devine apoi o obișnuință pentru elevul minune. După Cairo a urmat Dubai, Olanda, apoi Istanbul, pe unde a fost Iustin a ridicat steagul României pe cel mai înalt loc. Iustin Ștefan face matematică de la 5 ani și jumătate și până acum a adunat cupe și premii internaționale cât mulți alți elevi la un loc. Le aranjează cu mândrie pe pupitrul din sala de curs și le prezintă tuturor. Acesta este din Coreea, am luat locul 1. Și acesta este din India, locul champion. Acest trofeu a fost cel mai greu de luat și este pentru primul loc pentru că sora mea a participat aici și ea are 13 ani și este campioană internațională și națională. Pentru Iustin, matematica a fost o ambiție. A vrut, pur și simplu, să o depășească pe sora lui cu 6 ani mai mare. A început cu cifrele, apoi cu adunări simple și a continuat cu calcule mai complicate, fără creion, fără hârtie, numai mental. Pe mine m-a motivat sora mea și m-a învățat cum să le fac așa de rapid. Secretul este că trebuie să ne bazăm pe primele 2 numere și după aia pe ultimul număr al adunării cu sute. Iustin își antrenează abilitățile în fiecare zi după ce ajunge acasă. Se ia la întrecere cu sora lui, apoi cu mama și cu tata. Familia e principalul lui meditator. Deși este doar clasa a 2-a, învață în fiecare zi cât un elev de la gimnaziu. Trebuie alocat timp ca părinte. În momentul în care nu aloci timp și
căutăm ca părinte scuze că nu am timp astăzi, nu am timp mâine, cred că nici ei nu pot obține performanță cu adevărat. Cel mai mult admir la el această capacitate de a trece peste obstacole foarte ușor. Denotă nu numai inteligență, o putere, o capacitate mare de adaptare mentală. La fel ca mulți alți elevi români, cu reușite extraordinare, și Iustin ar vrea să plece în străinătate. E încurajat de părinții lui, atrași de programele universitare din afară, dar și de perspectivele de angajare de după. Pentru studii aș prefera să le facă în străinătate, pentru că la nivel universitar sunt un pic mai ridicați ca nivel decât în România. La nivel de gimnaziu și liceu aș prefera să-l facă în România, deoarece învățământul nostru cred că este mult mai performant. Iustin Ștefan, minunea de la școala Năvodari, se pregătește acum pentru următorul concurs internațional. În Galați, zeci de studenți musulmani s-au întâlnit pentru a sărbători una dintre cele mai importante tradiții ale Ramadanului. Este vorba despre iftar, care este singura masă pe care credincioșii o mănâncă după o zi lungă de post, care durează o lună întreagă. Studenții au servit mâncarea cală ei acasă, au socializat, s-au rugat și, cel mai important, au fost uniți ca într-o comunitate. Începem cu cormale, să mănâncă 3 cormale, sau una, sau 5, sau 7. De ce? Așa avem număr, așa ne-am învățat. Exact, nu știu. Și ayran cu mintea, pentru că e ușor pentru stomac. Când ai stomac foarte uscat toată ziua, nici apa nu, bei un bahar ca dehidratează. Așa arată primele preparate pe care le servesc musulmanii la masa de iftar, singura masă pe care o consumă într-o zi întreagă în timpul postului de Ramadan. Ne aflăm în luna de post, se numește Ramadan și se ține post de la răsărit până la apus și la apusul se strică postul cu cormale și masa asta se numește iftar. Și după iftarul este cina, trece iftarul, care este ușor, este cormale cu ayran. Și după sobă cremă de lente, că e ușoară, că toată ziua n-ai mâncat. Și după trecem la felul principal. Chiar dacă sunt la mii de kilometri de țara lor de origine, musulmanii din Galați au petrecut ca la ei acasă, respectându-și tradițiile. Nu au participat doar studenți străini, ci și români. Unii dintre ei nici nu au fost de confesiune islamică. Am ales să experimentez o zi a postului lor. Chiar astăzi nu am mâncat nimic, am băut doar apă. Sunt din Vrancea, din Focșani. Sunt student aici la Galați. Ramadanul este o lună din 12 luni care este cel mai religioasă lună, care în Ramadan majoritatea în instituții nici nu muncesc oamenii. Oamenii doar toată ziua nu mănâncă, nu bea nici apă, nu fumează, nu nimic, doar despre Dumnezeu și rugăciuni. Este și sănătos să ții bostă o lună ca să curăță corbul. Adică dacă te-ai îngreșat 12 luni și ai ținut bostă o lună, te întorci la forma normală. La eveniment au participat și două studente care au venit la noi în țară pentru un semestru de studii din Turcia. Pe ambele le cheamă elevi și învață limbi străine cu specializarea traducere din engleză. Galați is a small city, but the people and our university staff, like Erasmus people, they are very nice, and that's why I really love the Galați. Iftar dinner, we are fasting, and after fasting we have this big dinner, and this dinner unites us, the Muslim people, and there's a like Ramadan spirit, it's like together, solidarity. După aperitive au urmat și delicioasele feluri principale. La noi supă cremă de linte, la ei ciorbă, așa se numește. Și în acele platouri? Este un orez în stilul lor arabesc cu paste prăjite. Masa festivă s-a încheiat cu dulciurile tradiționale din Orient, celebrele baclavale sau deserturi cu nuci. Autoritățile au recuperat rămășițile a două persoane care au murit după ce podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit. Cine sunt victimele și câți oameni încă sunt dați dispăruți? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 5 minute.
Bilanțul victimelor atentatului de la periferia Moscovei de săptămâna trecută a crescut la 143 de morți și 360 de răniți. Azi 95 de oameni sunt încă dați dispăruți. Deși atacul a fost revendicat de Stat Islamic, Rusia continuă să susțină că Ucraina s-ar afla în spatele masacrului, iar Putin avertizează că armata sa a doborât toate avioanele F-16 date Ucrainei. În urma atentatului de la Mallul Crocos au fost arestați 11 suspecți, iar 8 dintre ei au fost puși sub acuzare până acum. Vă avertizez, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus recent că, la doar câteva ore de la atacul terorist, mai multe publicații occidentale au început să răspândească informații că organizațiile extremiste ar fi la originea masacrului. Oficialii ruși au pus la îndoială în mod repetat afirmațiile serviciilor de informații occidentale, potrivit cărora Statul Islamic ar fi responsabil pentru atac, deși această grupare a publicat și un videoclip cu momentul atacului. Acesta este și motivul pentru care Putin amenință din nou Occidentul că va dobori toate avioanele F-16 donate Ucrainei. Об этом говорят, вроде пилотов готовят. Я думаю, что вы это понимаете, как никто другой, лучше других. Эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового огня. Belgia, Danemarca, Norvegia și țările de jos sunt printre țările care s-au angajat să doneze avioane F-16, iar o coaliție formată din mai multe state a promis că va ajuta la instruirea piloților ucraineni în utilizarea lor. Fotografii și videoclipuri în care folosesc lenjerie intimă găsită în casele palestinilor pentru a se amuza. Într-o înregistrare video se vede cum un soldat israelian stă într-un fotoliu cu o armă într-o mână și flutură o pereche de bikini peste un camarad întins pe o canapea. O altă postare include o fotografie indecentă a unui soldat care ține din spate un manechin și una a unui soldat care mânuiește o păpușă pe jumătate goală. Imaginile au fost vizualizate de zeci de mii de ori după ce au fost repostate de Yunis Tiravi, care se descrie drept reporter palestinian. Autoritățile americane au recuperat rămășițele a două persoane care și-au pierdut viața după ce podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prăbușit după ce a fost lovit de un cargobot. Alte 4 persoane sunt încă dispărute și cel mai probabil nu vor fi găsite în viață. Victimele erau muncitori care astupau gropile de pe pod în momentul accidentului. Today we transitioned from search and rescue to recovery. We need to bring a sense of closure and comfort to the families. And we take that very seriously. And to all the families, I say, estamos contigo, ahora y siempre. Cele două victime recuperate se aflau într-o camionetă care a căzut în apă și a rămas prinsă la o adâncime de peste 7,5 metri. The victims were identified as Alejandro Hernandez Fuentes, 35 years old, of Baltimore, and Dorlin Raniel Castillo Cabrera, 26 years old, of Dundalk. Their family members were notified just over an hour ago in person by Maryland State Police personnel. Nava Dali și-a pierdut puterea în motoare și nu a mai putut fi controlată. Echipajul a transmis un mesaj SOS, astfel că autoritățile au apucat să închidă podul pentru trafic. Cu toate acestea, mai multe mașini au căzut în apă și un sonar folosit de salvatori a detectat chiar și acum mai multe autovehicule în apă adâncă de 15 metri. Imaginile video cu nava, transmisiunile radio de urgență și analizele efectuate de experții din domeniul maritim au scos la iveală o altă problemă gravă. We did bring in one of NTSB's senior hazmat investigators today to begin to look at the cargo and the cargo manifest. He was able to identify 56 containers of hazardous materials. That's 764 tons of hazardous materials, mostly corrosives, flammables. Podul Francis Scott Key era în curs de întreținere, dar era deschis circulației, fiind considerat într-o stare satisfăcătoare.
Regele Charles i-a lăudat pe oamenii care întind mâna prieteniei, mai ales într-o perioadă de nevoi, în discursul său de Joia Mare. Mesajul, care este înregistrat din cauza tratamentului pentru cancer pe care îl urmează, va fi difuzat astăzi la Catedrala Worcester, în centrul Angliei, iar regina Camila va împărți bani tradiționali, banii Maundy, în numele său. Numărul de destinatar se potrivește cu vârsta monarhului, astfel încât 75 de bărbați și femei vor primi acest cadou simbolic. Înregistrarea discursului regelui Charles a fost făcută înainte ca nora sa Kate, prințesa de Wales, să dezvăluie că face chimioterapie preventivă pentru cancer. Charles urmează să se alăture celorlalți membri ai familiei sale duminică la o slujbă restrânsă de Duminica Paștelui, ținută la Castelul Windsor. Ladies and gentlemen, it is for me a great sadness that I cannot be with you all today. The Maundy service has a very special place in my heart. It has its origin in the life of our Lord, who knelt before his disciples and, to their great surprise, washed their travel-weary feet. And as we have just heard, in doing so, he deliberately gave to them and to us all an example of how we should serve and care for each other. O femeie de 68 de ani din Peru a supraviețuit 43 de zile cu un cui în gât. Femeia a simțit că un obiect i s-a blocat în gât după ce a mâncat jumări de porc, dar a mers la spital abia după 43 de zile, după ce starea ei s-a agravat. Femeia a fost operată imediat, iar medicii au găsit în gâtul acesteia un cui de 5 cm care îi străpungea una dintre artere. Printr-o intervenție de mare finețe, doctorii au reușit să îndepărteze cuiul și să repare artera respectivă. A fost prima intervenție chirurgicală de acest tip din Peru și una dintre puținele operații de acest fel făcute la nivel mondial. Vrem să mâncăm sănătos, însă de multe ori nu știm cum să alegem hrana pe care o punem pe masă. Ce anume ne poate păcăli, inclusiv atunci când vine vorba de produse bio? Aflați după o scurtă pauză de publicitate. Ce înseamnă să mâncăm sănătos este o întrebare pe care mulți dintre noi ne-o punem și de multe ori confundăm mâncatul sănătos cu mâncatul bio. Însă, specialiștii contrazic acest lucru. Să mâncăm sănătos înseamnă să asigurăm toți nutrienții necesari organismului. Dar oare ce credem că este sănătos cu adevărat? Aici este de fapt adevărata problemă, spun cei din domeniu, pentru că alimentele contrafăcute sunt greu de identificat. Mâncatul sănătos a devenit o preocupare din ce în ce mai mare pentru toată lumea, astfel că zilnic căutăm variante cât mai bune și curate pentru organismul nostru, dar de cele mai multe ori nu știm ce înseamnă cu adevărat o alimentație sănătoasă. Ce înseamnă pentru tine să mănânci sănătos? Să am un balans de nutrienți în corp, să, în general, să-mi gătesc singur mâncarea, că așa am încredere în ce fac, și să fie de la o sursă sigură. Cum ar fi grădina lui Mamaia. O alimentație sănătoasă înseamnă consumul unor alimente sigure și de calitate. Nu trebuie să ne gândim la alimentație sănătoasă ca la alimentație neapărat bio sau la o alimentație care ne face bine. Acelea, vorbim de nutraceutice, vorbim de probiotice, poate, de alte tipuri de produse. O alimentație sănătoasă este alimentația de zi cu zi, alimentația pe care autoritățile o verifică. Practic, sănătos înseamnă o alimentație adecvată problemelor sau afecțiunilor pe care le avem și care ne asigură toți nutrienții necesari. Iar bio la raft nu înseamnă neapărat mai sănătos decât alte alimente nemarcate astfel. Ele sunt testate prin eșantionare. S-ar putea ca eșantionul pe care l-am testat în laborator să fie un eșantion ok, dar să se întâmple ca un eșantion pus la vânzare să nu fie ceea ce trebuie. Riscul de a consuma un produs non-bio, dar etichetat ca bio, este poate doar un pic mai mic față de riscul de a consuma un produs nesigur din punct de vedere alimentar, cumpărat din comerț. De aceea trebuie să citim cu atenție ingredientele de pe etichetă. Dacă vedem euri, nu cumpărăm, nu sunt ok. Sau foarte mult zahăr, nu cumpărăm. O alimentație sănătoasă înseamnă automat și un corp sănătos. Simțiți o diferență când mâncați mai sănătos? Da! Da! Diminuez la anumit nivel și de stres și de disconfort. Da, te simți mai bine și psihic și corpul simți altfel.
pierzi și în greutate. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți la ceea ce cumpărăm. Fermierii spun clar că produsele românești sunt cele mai sigure. Tot ce vedeți aici, tot laptele, este lapte românesc, lapte de la țăranii români. Colectăm peste 3.000 de producători de lapte, zilnic dau laptele. Procesăm în jur de 140.000 de litri de lapte. Materia primă, cum ar fi laptele, se testează încă de la poarta producătorului. Primul test se face aciditatea laptelui, după care se face testul rapid de antibiotic. Să nu existe. Hrana la animale este asigurată 100% din ferma proprie, deci nu cumpărăm absolut nimic. Noi respectăm toate regulile de trasabilitate, nu facem adausuri, nu punem adausuri de alte produse ca să, cum se spune, să otrăvim populația. Nu, fiindcă tot de acolo mâncăm și noi. Problema este alta. Alimentele contrafăcute sunt greu de depistat și sunt foarte des întâlnite. Nu putem să vedem aceste falsuri decât urmărind, de fapt, aspectele organoleptice, dar foarte mult aspectele de laborator. Nu ne dăm seama, uitându-ne la două bucăți de telemea, dacă una este într-adevăr produsă de un producător de renume și cealaltă este produsă de altcineva. Iar producătorii din România spun că foarte greu pot ajunge să-și vândă produsele în hipermarketuri. Ei vin cu regulile lor și nu că ne este greu să le respectăm. Ne este greu să înțelegem de ce trebuie să respectăm atâtea reguli care de multe ori nu ni se adresează nouă. Da? Și produsul nostru, în loc să fie la un preț competitiv, când ajunge pe raft la consumatorul final, ajunge la de 3 ori prețul cu care îl producem noi. Există instituții care pot atesta cât de natural este produsul, însă mulți producători fac asta doar pentru export. Utilizăm un izotop al unui bioelement din natură, în acest caz este vorba despre carbon, amprentăm proteina din miere și mierea ca atare și printr-o metodă pe care noi am dezvoltat-o, identificăm dacă mierea este falsă. Adică dacă albinele au fost hrănite cu altceva decât miere, cu siropuri fabricate din diverse alte zaharuri, sau dacă mierea a fost contrafăcută cu siropuri din alte surse. De exemplu, porumb, să zicem. Conceptul de alimentație sănătoasă se schimbă oricum de la un an la altul, așa că în viitor un meniu bogat în nutrienți poate include produse la care nici nu ne-am gândit. Am găsit și diferite înlocuiri, de exemplu, în ultimul timp au apărut algele marine, sunt cele mai bogate în nutrienți. Pe viitor s-ar putea să vedem în farfurii și o tocăniță de meduze. Putem să vedem făina din grâu înlocuită cu cea din greier. Cei care vor să afle mai multe despre ceea ce înseamnă cu adevărat o alimentație sănătoasă pot merge până sâmbătă la un eveniment din cadrul festivalului BioFest 2024, care are loc la Universitatea Politehnică. Tot acolo puteți găsi cele mai noi tehnologii de protecție a mediului și descoperiri în domeniul sustenabilității. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe Flash Monday de la ora 20 în serialul New Amsterdam. Situațiile medicale se complică, iar de la 22 la Prima Comedy începe Bank Show cu Andrei Duban. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.